Să vedem ce surpriză avem aici. După AliExpress. AliExpress. Eu cred că știu cum ce ar trebui să fie aici. În mod normal. Ceva să ne ajute să filmăm pe câmp. Dar că le comandă tot. N-ar fi rău să fi dat și camera ca tot. Dar nu cred că făceau eu greșeală din asta așa. Autoscan, step motor, 2,4G, cică remote control, adică telecomandă, greutate maximă 2 kg, preset position, nu știu ce e asta de fapt. Băieți ăștia, uite, m-au trimis și două baterii chinezești cu un gong și suport pentru telefon. Îți trimit în plus le te comand dacă am butucă noasă. Și să vedem dispozitivul în sine. Asta e cablul de încărcare. Bă, e metal, mă. Metal cu plastic. O să dăm asta mai la o parte. Așa arată. E metal cu plastic. Baza faină are. Asta e plastic. Asta e metal. Asta e metal. Aici rul menți. Cam ciudată configurația, unul mare și unul mic. Nimă că s-o și-o aprins, sau era aprins. Cred că am aprins și acum, vedeți pe ecran. Că scrie Gong Bao Hon Hing Tang Chung Chung. Ați înțeles, nu? Și aici are o cameră care face autotracking-ul. Hai să citim lista asta de prețuri aici. Asta e pe tracking acum. Pe tracking. Hai să vedem. Ia, calule, vezi, s-o opri. Că te uiți când îi fac așa. Ia, că s-o vorbi. Ai, mamă,
Ăsta-i trepied. Înțelegeți? Sus, nu te ridici. Bun, și ăsta-i tracking-ul de la în jos. Zus, jos, nu, vrei să mergi. Interesant. Nu știu cum e cu tiltul ăsta. Să se reglăm de aici. Pe berbecuțul ăsta ce are. Unde ești? Ja, galule. Ce cu aia de te să înclină așa intră? Parcă aici e ceva.
Asta e bilă de căcă. Să te dăște în jos. Alo?
19 minute mă joc cu râia asta.